Păi, doamnă, că eu unul, de când mă știu de copil, eu n-am văzut pe malul râului Moldova aici, papuri și 300, doamnă. Facem delta aici și aia. Am întrebat, am vorbit și cu pescari din alți pescari, zice, și păi, tu ești nebunat, că da unii dacă ai văzut tu un 300 și papuri pe Moldova sau pe Siret. Ce credeți că se mai poate face dacă vedeți că autoritățile spun că toate sunt bune și frumoase? Toate bune și frumoase, doamne. Toate bune și frumoase. Și se poate face? Dați afară toți ăștia de la mediu. Păi nu se poate așa ceva, doamne. Face treaba din birou și, eu, și noi când mergem pe malul apei vedem ce se întâmplă. De atunci, de când a avut loc acel control, ați mai constatat poluare? Păi tot la fel, doamnă. E tot la fel. Eu și ieri am fost, de exemplu, am fost la pește la Tămășeni. Dimineața, la prima oră, o apă frumoasă, n-ai treabă cu... De la ora 8:30, pa, au început să vină cu vălătuși. Păi, ce înseamnă? Și nu mai aici. Dincolo la Ion Creanță, prin Moldova. Păi din Moldova ar trebui să fie o apă chilimbar, doamnă, la vremea asta. Da. Veți mai continua seria protestelor și încercările? Da, bineînțeles. Vreau să mă duc la domnul, să văd când are audiență, domnul deputat Leurean. Că dumnealui, pe vremea dumnealui, s-a făcut central, biroul Moldova. Și ea e toată, că colmatată, toată Moldova e colmatată. Barajul care trebuia, care e făcut în fața centralii pentru magazinarea apii, e mărită toată. Mărită și cu papură. Și îi spune totul în regulă. Să nu-ți vine să... Da, pe o parte te bușești râsul de tâmpenii și de altă parte te bușești plânsul.